seara. Vă propun dumneavoastră celor din studio și celor de acasă să ne uităm cam ce am aflat că îi pun pe masă apropiații președintelui Iohannis. Lucrurile care sunt pe masa domniei sale ca strategii ar fi, așa cum cred că toată lumea și-a putut da seama, blocarea ordonanței prin prezidarea ședinței de guvern. Lucrul acesta a fost vehiculat toată ziua. Și lucrul acesta este cumva, de foarte multe ori, ca să-l înțelegi pe președintele Iohannis, trebuie să mergi în trecut să vezi cum a făcut în alte spețe. E o persoană, sub multe aspecte, destul de previzibilă. Nu este un politician imprevizibil. În momentul în care PSD-ul și ALDE câștigă alegerile și se anunța o ordonanță de urgență, merge la guvern și îl pune pe primul ministru de atunci, Sorin Grindeanu, într-o situație în care n-a mai fost. Nici nu avea experiență suficientă. Președintele cumva încercase, pe de altă parte, să facă un joc manipulatoriu destul de inteligent. Și anume, era în conflict cu Liviu Dragnea, era în conflict cu Călin Popescu-Tăriceanu, dar în ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu, îl trata într-un fel care probabil pentru premierul de atunci l-a pus într-o situație dificilă. Vine președintele la guvern, a venit la guvern, ce să facă? Acestea sunt imaginele de atunci și președintele vine și prezidează și, probabil, spun unii acum, pe bună dreptate, are aceeași strategie. Scrisoarea de astăzi... Da, atunci, o scurt, scurtă paranteză, da. Totuși, că atunci a povestit domnul Iohannis, da. Care vorbește foarte puțin de felul lui, dar probabil că a fost așa de încântat de șmecheria pe care a făcut-o atunci cu Grindeanu, cât a povestit-o. Primul rând că nu era nicio ordonanță atunci. Nu era, nu. Deci nu aveau vreo ordonanță de semnat atunci. Dar el a venit la Palatul Victoria, a bătut la ușă cumva, sau SPP-ul fi vorbit, domnule, sunt și eu pe aici, vreau să intru. Grindeanu i-a zis, intrați. L-a invitat în birou, i-a dat o cafea. Aici reiau textual povestirile domnului Iohannis. I-a dat o cafea, au stat un pic la cafea, l-a întrebat de ordonanțe. Grindeanu i-a zis că nu e ordonanță, după care l-a întrebat, dacă tot am venit până aici, nu mă invitați și la ședința de guvern? Și Grindeanu, ori din slăbiciune, ori din securism, ordinam în două combinate, i-a zis, ba da, domnul președinte, poftiți. Și l-a luat acolo și i-a cerut un scaun. Dacă Grindeanu îi zicea, dumneavoastră la ședință, vă duceți la dumneavoastră la Cotroceni, că eu am treabă, Iohannis se urca din nou o mașină, se ducea cu cafeaua băută deja la Cotroceni să-și facă ședințele acolo. Că nu poți să invadezi guvernul, dar încolo, că e o instituție a statului. Atenție însă, atenție, haideți să ne uităm la Constituție, înainte de a vedea celelalte scenarii care sunt pe masa președintelui, să ne uităm la Constituție. Pentru că așa cum s-a văzut, doamna Viorica Dăncilă nu este Sorin Grindeanu. Și cei care au încercat să o subestimeze au văzut că au fost momente în care Viorica Dăncilă joacă altfel. Situația în care președintele vine la guvern, iar primul ministru îi spune vă mulțumim pentru prezență, la revedere, l-ar pune într-o situație care pentru orgoliosul Klaus Iohannis ar fi o umilință pe care n-ar putea să o accepte. Bine, ar putea să facă, iarăși vă întreb, tot așa, da. Foarte, foarte scurt. Ar putea să facă și aici, sigur, nu prea e stilul doamnei Dăncilă, de ori cred că n-ar fi nici imposibil, da. Să îi spună jandarmului să nu lase să intre de la poartă. Se că în sediu guvernului, păi nu e jandarm. La guvern? Da, nu, nu mai sunt încă se. Nu, nu, la guvern, la intrările respective, sunt jandarmi. Le spune jandarmilor, domne, nu intră nimeni neinvitat. Uite, de acum încolo, până vă zic eu, să mai lăsați vreun prieten ceva, nu intră nimeni neinvitat în guvern, pentru că nu poți să intre. Dacă vă duceți dumneavoastră, vă știe lumea, domnul Gâdea. Să pun acces cu card ca la corporații. Păi nu trebuie că sunt jandarmi. Dumneavoastră sunteți destul de cunoscut, așa zic, că vă știe cam toată lumea din România. Dacă dumneavoastră vă duceți la guvern, să spuneți, domnule, am venit și eu aici să îi fac o vizită doamnei prim-ministru sau unui consilier. Nu vă lasă să intrați până nu vorbește cu consilierul respectiv sau cu primul ministru să-i confirme că puteți să intrați în guvern. Că nu e sat fără câini, totuși.
Uite, ne uităm în Constituție un pic, pentru că, vedeți, toate variantele pe care o să le prezint, care sunt pe masa președintelui, ele pot fi verificate dacă stau sau nu în picioare, uitându-ne la lege și la Constituție. Articolul 87 e foarte interesant de citit, cu multă, multă atenție. Participarea la ședințele guvernului. E vorba de președinte, articolul 87. Președintele României poate lua parte la ședințele guvernului, atenție, în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului ministru, în alte situații. Președintele României prezidează ședințele guvernului la care participă. Deci, în momentul în care președintele se deplasează la guvern, dacă nu face domnule Ciuvică, cum a zis dumneavoastră, cu jandarmul, poate să-l întrebe președinte. Domnule președinte, în Constituție, în articolul 87, scrie așa, că dumneavoastră puteți participa la ședințele de guvern în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă. Nu avem pe agenda așa ceva. 2. Privind apărarea țării. Nu avem pe agenda așa ceva. Asigurarea ordinii publice, nu avem pe agenda așa ceva, și la cererea primului ministru în alte situații. Motiv pentru care vă spun că nu există alte situații. Cererea nu există. Dar poate să facă și mai tare, dacă lasă să treacă de jandarm, poate să-l invite acolo să vorbească de una de alta la ședință, după care să-i arate o foaie de hârtie. Uite, domnul președinte, aici scrie ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere. Noi care suntem membrii guvernului, semnăm această hârtie, dumneavoastră stați în continuare și vă uitați, pentru că prezidează nu înseamnă că conduce. Domnul președinte Iohannis, ca și domnul președinte Băsescu, ca orice alt președinte, prezidează și CSM-ul când participă. Dar nu ia decizii alături cu judecătorii, procurorii și ceilalți membri ai CSM-ului. Doar prezidează. A fost acum, săptămâna trecută. A prezidat, a vorbit un pic acolo, după aia a zis, acum știu că, chiar așa e Iohannis, acum știu că aveți treabă, că aveți alegeri, că asta vă las, pentru că eu nu sunt membru CSM, nu pot să particip și eu la alegeri. Și a plecat. Exact același lucru s-ar întâmpla și la guvern. E o demență asta că poate să se ducă acolo. Ei, să blocheze, ține, vie guvernul Iohannis. Cu toate Iohannis. Astea, domnule Ciuvică, vedeți și dumneavoastră și din... surse publice de pe Facebook, din lor de poziție publice, că există această presiune pe președinte de o lună de zile, de o lună de a participa la toate ședințele de guvern. Domnule Alex Coita, credeți că aceasta este varianta prin care poate să blocheze pe lege, pe Constituție, pe structura guvernului, pe modul în care a cultivat relația cu doamna Dăncilă? O vedeți ca o soluție reală pentru președinte în încercarea de a bloca? Nu. Nu o văd ca pe o soluție reală și o să vă spun și de ce. Dar înainte de asta, exact cum ați menționat, trebuie spus că senzația pe care o dă președintele este că, nu vreau să fiu lipsit de respect, dar execută niște directive trasate de alții și nu trasate în mod ocult, ci trasate în mod public. I s-a spus președintelui Iohannis să meargă să picheteze între ghilimele guvernul de câteva săptămâni, iar domnia sa acum iată că face pași timizi în această direcție, ceea ce este în detrimentul imaginii sale ca președinte, pentru că ideea este ca tu, ca lider, ca șef de stat, să dai o direcție, nu să aplici direcțiile date de alții și cu întârziere și timid și nici să nu-ți dea agenda. Apropo de asta, că asta mă amuză, știți, Donald Rumsfeld, ministrul apărării din America, cel care a mandatul care a fost invadat Irakul în 2003, zicea așa, sunt lucruri pe care știm că le știm, sunt lucruri pe care știm că nu le știm și sunt lucruri pe care nu știm că nu le știm. Unknown, unknowns. Da. Acum mă întreb, agenda aceea guvernului, în ce categorie face parte? Că nu trebuie să fii expert în administrație publică să știi că acea agenda nu e ținută de doamna Dăncilă sau de cine e acolo în birou la secret sub cheie. Ea circulă în rândul ministerelor, mai mult decât atât. Cozim, înainte de ședințele guvern, are loc așa numită ședință pregătitoare, la care secretarii de stat de obicei discută acea ordine de zi și ea vine la toate ministerele. Deci mă întreb și eu ca un cetățean, dacă și domnul Iohannis chiar vrea să blocheze, ar dori să blocheze acea ordonanță, nu ar avea o sursă în guvern să-i spună, de un minister, un șofer, un director, să-i spună, domnule, urmează să fie aia pe ordine de zi? Poate n-are internet, pentru că, în plus de ce spuneți dumneavoastră, este public pe site-ul guvernului, adică ordinea de zi a ședințelor de guvern, cu 24 de ore înainte de ședința de guvern,
este o secțiune unde se încărcă această... Nu merge internetul la guvern. Zic așa, ca idee. Mie mi se pare că este din serialul Klaus Fete că lucreze. Îmi pare rău să zic asta din nou. Încerc să nu fiu nerespectuos, dar e puțin joacă de copii mici. Asta unul la mână. Și doi la mână, vă spun cu toată sinceritatea, pentru că vorbim deschis. Dacă premierul și membrii guvernului doresc să treacă un act în virtutea prerogativelor pe care domniile lor le au pe zona de politică internă, ei pot să o facă oricum. Pentru că sunt acte care se trec pe lista suplimentară, pe regim de urgență. Nu înseamnă că trebuie neapărat să fie. Deci mie mi se pare că, repet, e o chestiune care ține de o aliniere neinspirată și tardivă a președintelui la niște direcții trasate de niște oameni cu siguranță foarte pasionați de subiect, cu multă emoție, dar poate cu mai puțină gândire strategică. Doamna Brandul, e o variantă pentru președinte? Să zicem așa, în primul rând nu sunt purtătorul de cuvânt al președintelui, chiar dacă mi-aș dori ce asta. Ce gândiți dumneavoastră? Eu cred că trebuie să deschidem cadrul mai larg. Conform ultimului sondaj, Isopol, 90% din români nu sunt de acord cu amnestie și grațiere. Așa că trebuie să ne întrebăm nu ce vrem noi, ci ce vor românii. Dacă românii sunt în părere că în quantum de 90% sunt în contra acestei amnestie, indiferent ce argumente are unul sau celălalt dintre noi, cred că asta trebuie să fie...